Petrecerile în cluburile de noapte din capitală continuă, în ciuda restricțiilor impuse din cauza pandemiei. Unii administratori consideră că legea nu li se aplică și lor, așa că țin localurile deschise și după ora 22. Și ca să nu aibă probleme cu autoritățile, fac petreceri cu ușile închise. Inspectorii de la INSP au făcut razii și au împărțit amenzi. Unii clienți s-au luat la ceartă cu oamenii legii. Cei care continuă să încalce legea au fost avertizați că vor rămâne fără licență de funcționare. Unul dintre petrecăreți a fost foarte revoltat când i s-a făcut o observație că nu respectă restricțiile și a atacat poliția. Bărbatul recalcitrant a fost liniștit rapid și dus la inspectorat. După ora 23, un local din centrul capitalei activa cu ușile închise. Deci, s-au identificat locații, doar pe rezervări permit, ai noștri au intrat, înăuntru e foarte multă lume, dar ușa e încuiată. Minute în șir le-a luat oamenilor legii ca să pătrundă în local. Deschide ușa! Intră! Nu au lipsit nici clienții recalcitranți. Eu vă garantez că nimeni nu se bălâși nervii cu subigrami. În alt local, 50 de persoane se distrau la maximum. Unii râdeau când au fost luați pe sus de poliție. Dragi oaspeți! Cum ați înțeles discoteca? Se amână, vă rog frumos să chităm conturile. Administrația s-a conformat, iar peste 30 de minute toți petrecăriții au părăsit localul. Am avut noroc de administrație care e un conștiințat, am înțeles și am mers la colaborare, au atenționat oamenii și au luat 15 minute ragaz la dispoziție. De la începutul lunii decembrie, reprezentanții INSP au efectuat razii în 10 de localuri din capitală. Unele dintre ele încalcă legea în mod repetat. Am verificat 15 localuri. Deci, dacă el își desfășoară activitatea după orele 22, în urma verificărilor am depistat 4 localuri. Am intrat și am depistat unul, deci 50, 80, 100 de persoane înăuntru. O să luăm măsuri mai dure atunci când vor vedea încălcare repetate. Dacă ele sunt repetitive, pot să-și piardă și licența localul. Agenții economici care nu respectă măsurile de siguranță împotriva COVID-19 riscă amenzi de până la 35.000 de lei, iar petrecăriții sunt amendați cu sume de la 50 până la 22.000 de lei.